Clericii din Episcopia Alexandriei și Teleormanului au participat ieri la conferința preoțească semestrială de primăvară, prezidată de preasfințitul părinte Galachion, episcopul Alexandriei și Teleormanului. Întrunirea a avut loc în Biserica Mare a Mănăstirii Pantocrator din Drăgănești, Vlașca. Conferința preoțească a fost precedată de Sfânta Liturghie, oficiată de preasfințitul părinte Galachion, episcopul Alexandriei și Teleormanului, în paraclisul Mănăstirii Pantocrator, închinat Sfintei Maria Magdalena. În continuare, ierarhul a deschis lucrările conferinței și a subliniat necesitatea rezolvării problemelor statului românesc. Avem bucuria unei noi întâlniri în cadrul conferinței pastoral-misionare semestriale de pe semestrul întâi din 2019. Acest an, 2019, a fost declarat de către Sfântul Sinod al Bisericii noastre ca anul omagial al statului românesc și anul comemorativ al patriarhilor Nicodim și Justin și al traducătorilor de carte religioasă. Tema aceasta, privind satul românesc, este una de mare sensibilitate și de mare actualitate. Vom vedea și din prezentările care se vor face, care sunt problemele cu care se confruntă satul românesc astăzi și mai ales nădăjduim că vom primi din partea celor care s-au aplicat cu mai multă atenție asupra acestei teme și unele sugestii, unele propuneri pentru ca satul românesc să iasă din criza în care se află. Prezența tuturor preoților la Mănăstirea Pantocrator de la Drăgănești de Vlașca a fost un prilej binecuvântat de a aduce în discuție problemele satului românesc, mai ales că Episcopia Alexandriei și Teleormanului are un număr considerabil de parohii în mediul rural. S-au dezbătut diverse probleme legate de istoria uneori dramatică a satului românesc, dar și de viitorul incert al acestuia, găsindu-se soluții atât cât s-a putut în această discuție. În cadrul întâlnirii, părintele profesor Vasile Cătălin Dumitrescu, de la Seminarul Teologic Ortodox din Curtea de Argeș, a susținut un referat cu tema Satul Românesc, Tradiție, Ideal și Istorie.